Ce am remarcat însă, la fel cum ați putut observa și dumneavoastră, a fost falsa bucurie a Irinei, reacția ei când a aflat că a fost votată într-un număr atât de mare să părăsească casa Mireasa, bucuria ei falsă, părerea mea este că așa a simțit ea să se exteriorizeze, dar de fapt în sufletul ei este cu totul altceva. A reacționat exact ca și Diana când a fost votată spre eliminare, nominalizată spre eliminare de către cei doi băieți, și după aceea a recunoscut că, de fapt, nu a știut cum altfel să reacționeze, dar, de fapt, ea nu-și dorea acest lucru. La fel cred și în cazul Irinei. A fost o reacție sub impulsul emoțiilor. Ea, de fapt, nu-și dorea acest lucru, dar știa cumva că nu mai este dorită în casă după tot ce s-a întâmplat și câte lucruri rele a făcut în ultima perioadă. Așa că îmi pare rău pentru ea, dar asta cred că este ceea ce merita. Așa că drum bun în viață, Irina, și sper că a învățat ceva din această experiență, pentru că a fost într-adevăr o experiență cu siguranță de neuitat și pentru tine.